Salut, eu sunt Vladimir Ștefănescu de la Expertise Factory și astăzi vreau să abordez un nou mit în astronomie, răspândit în mentalul colectiv al populației. Acest mit se referă la cea mai strălucitoare stea de pe cerul nopții. Majoritatea oamenilor cred că știu care este cea mai strălucitoare stea, dar de fapt cunosc un răspuns greșit și dau mai departe această informație eronată. Înainte să intru în detalii, ca de obicei, nu uita să dai click pe butonul de subscribe și pe clopoțelul de notificări, dacă nu ai făcut-o până acum. Durează doar 2 secunde, iar în felul acesta te asiguri că nu vei rata niciunul dintre episoadele ce vor urma aici pe canal. Și acum, hai să intrăm în mitul de astăzi. Mit. Cea mai strălucitoare stea de pe cer este steaua polară. Fals. Steaua polară nu este nici pe departe cea mai strălucitoare stea de pe cer. Nu este nici măcar în primele 10, nici în primele 20, nici în primele 30. Ea abia reușește să intre în topul 50 al celor mai strălucitoare stele, situându-se pe poziția 49. Așadar, nu este în evidență absolut deloc prin strălucire. Ea este specială din alt punct de vedere. Dacă vrei să afli mai multe detalii despre ea, inclusiv modul în care o poți identifica ușor pe cer, dă click pe linkul de mai sus. Explicația reală. Cea mai strălucitoare stea de pe cer este Soarele. Da, Soarele este o stea. Dar știu că nu acesta era răspunsul pe care l-așteptai, așa că o să ignorăm Soarele pentru a identifica cea mai strălucitoare stea care se vede pe cerul nopții. Pentru că atunci când vorbim despre acest subiect, de fapt la asta ne referim. Așadar, încă o dată. Explicația reală. Cea mai strălucitoare stea de pe cer este Sirius. Sirius este o stea apropiată de noi, aflându-se la o distanță de 8,6 ani lumină. Ea se află în constelația Câinele Mare. Din nefericire, această stea se vede pe cer doar iarna și o parte din primăvară, iar în ultima perioadă a primăverii apune foarte rapid, așa cum se întâmplă acum. Următoarele două stele ca strălucire nu se văd niciodată din România. Este vorba despre stelele Canopus și Alpha Centauri, iar Arcturus, steaua care se află pe poziția 5-a ca strălucire, poate fi observată din România pe parcursul întregului an, dar la ore diferite din noapte. Acum mai trebuie lămurit încă ceva. Planetele Venus și Jupiter sunt mai luminoase decât cea mai strălucitoare stea Sirius, iar acestea se văd mult mai des pe cer. Așadar, majoritatea oamenilor care cred că steaua polară e cea mai strălucitoare stea privesc mai mult ca sigur planeta Venus, adică pe lângă total, ceea ce nu e de mirare, dar e amuzant. Gata, am lămurit și acest mit. Steaua polară nu este cea mai strălucitoare stea, dar te poate ajuta să găsești drumul spre casă dacă cineva te răpește și te lasă în pădure. Cert este că sigur nu o vei repera pe cer după strălucirea ei, așa că nu te baza pe asta. Acesta a fost episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, vă invit să apăsați butonul de like până îl faceți să strălucească. Eu sunt Vladimir Ștefănescu de la Expertise Factory. Până data viitoare, eu vă salut!